Consilierii județeni au aprobat un proiect care prevede alocarea a 3 milioane de lei pentru construirea unei case de tip familial cu o capacitate de 10 locuri la Caracal. Așa cum am promis-o la aprobarea bugetului, sunt unele investiții pe care în momentul respectiv n-am putut să le prindem în lista de investiții pentru că nu aveam indicatorii SF-ul aprobat. Iată, astăzi am aprobat pentru Direcția Copilului un centru de tip familial de care vorbeam în momentul respectiv. Imobilul, construit din temelii, va găzdui copii din două căsuțe de tip familial care nu mai corespund ca suprafață cerințelor în domeniu. Este vorba despre un duplex. La Caracal avem nevoie de acest centru pentru că cele două căsuțe pe care urmează să le demolăm nu mai corespundeau normelor. Sunt alocați aproximativ 3 milioane de lei pentru construcția acestui centru. Investiția este absolut necesară, în primul rând pentru că rezolvă problema spațiului de care au nevoie copiii, dar și pentru că oferă posibilitatea derulării de noi activități dedicate lor. Va fi și o sală de activități, o sală de consiliere, o sală pentru asistență socială, astfel încât să răspundem cu adevărat nevoilor prin servicii integrate de consiliere și incluziune socială pentru copiii noștri. Era necesară o astfel de investiție, ținând cont și de nevoile copiilor care, dincolo de îngrijire și cazare, găzduire, au nevoie de o consiliere psihologică într-un mediu adecvat lor. Consiliul Județean s-a preocupat permanent de a îmbunătăți condițiile beneficiarilor noștri, atât copiii cât și adulții. Direcția Generală de Asistență Socială are în plan să construiască încă o căsuță de tip familial nouă la Caracal.